Lentila de contact cu Stelian Tănase. Bun găsit, dragi prieteni! Lentila de contact, pilula săptămânii, Stelian Tănase, Radio Classic și Desk Report. Astăzi încă o poveste de dragoste din repertoarul amorului. Este un miniserial care se bucură de succes. Sunt povestiri care au apărut în acest volum, un bestseller, atunci când a apărut, s-au vândut 20.000 de exemplare, ceea ce pentru piața românească este foarte mult. Un volum nu depășește 1.500 de exemplare vândute și pandemie, dar asta a fost și este în continuare, se vinde încă foarte bine. Repertoarul amorului, 69 de povești de dragoste, volumul 1 și volumul 2. Haideți să citim o poveste. La începutul secolului 20, deci ceva mai mult de 100 de ani, la București s-a consumat o dramă în lumea bună, în lumea high life-ul bucureștean. A fost vorba de un triunghi amoros. Nu? Sună palpitant. El și ea se iubesc și apare un al treilea care o fură pe ea. Uneori apare o ea care îl fură pe el. De data asta a fost un poet, Dimitri Anghel, care și-a stricat vechea și puternica lui prietenie cu poetul Steo Iosif, cu care fuseseră studenție în tinerețe la Paris și unde se împrieteniseră foarte tare, frecventând boema pariziană. După ce Steo Iosif se căsătorește cu o foarte frumoasă moldoveancă, Natalia Negru, și ea cu veleități literare, fără talent, trebuie să vă spun că am avut răbdare să-i citesc producțiile, dar cunoscută în cercurile vieții române, Sadoveanu, Ibrăileanu, cam asta era lumea pe care o frecventa. Numai că dracu și-a băgat coada, nu? Totdeauna e și drăcușorul în povestea asta. Căsătoria respectivă s-a încheiat și vom vedea cu ce consecințe. Am ecranizat pentru serialul documentar București XECET o dramatică istorie petrecută în la Belle Époque, în boema bucureșteană. Arhive, documente, presa vremii, scrisori, jurnale, amintiri. Povestea este un amestec farmaceutic de iubire, boală, trădare, gelozie, nenoroc și patimă. Când ai aceste ingrediente, povestea se termină neapărat tragic. Bărbații din această intrigă, așa cum v-am spus, s-au împrietenit la Paris pe când frecventau cafenelele de pe malul Senei. Erau personaje opuse, cu firi foarte diferite. Iosif, Steo Iosif, ați învățat muma lui Ștefan cel Mare la școală, nu-i așa, dragii mei? Reflexiv, melancolic, nordic, interiorizat, Anghel, celălalt, expansiv, imaginativ, agitat, sudic, cu ceva de cabotin. Iosif se întoarce la București și este îndată un poet de succes, bărbat frumos, considerat a fi de către unii chiar urmașul lui Eminescu. Reputația îl precede. Primește un post la Biblioteca Fundațiilor Regale, post important, greu de obținut, și care îi asigura o existență confortabilă, plină de prestigiu. Aici face cunoștință cu o cititoare, o studentă care frecventa sălile Fundației Regale, pe numele ei Natalia Negru, din Tecuci. Sună un pic avangardist așa, Natalia Negru din Tecuci. Atrasă de faima poetului, am spus, Steo Iosif era un bărbat frumos și cu o reputație de poet eminescian bine instalată. În plus, pe lângă faptul că vrea să scrie și ea literatură, era o bovarică, nu? Cum se va vedea și mai târziu, era și foarte frumoasă. Am văzut imagini și sper să putem să dăm și noi în această pilulă. Era chiar o femeie realmente frumoasă. N-a durat un an idila lor pentru că s-au căsătorit. Au avut și un copil. Cu toate astea, Natalia Negru s-a arătat repede dezamăgită de traiul în doi cu visătorul Iosif. Și banii au jucat un rol. Sărăcia, bețiile, igiena lui precară, boema,
O cam neglija, o lăsa acasă și se ducea cu prietenii să bea până diverse localuri. Avea boala asta alcoolului și care se va întări în timp. Șteo Iosif și Dimitri Anghel, prietenul lui, aveau o relație foarte strânsă, au scris cărți împreună, poezii, teatru, au publicat almanahuri și traduceri, erau harnici, celebri și nedespărțiți. Figuri foarte cunoscute ale boemei bucureștene. Toate ușile li se deschideau, erau plini de har, amuzanți. Dimitri Anghel îl pune dracu, așa cum am spus, e aghiuță băgată aici, îi face curte Nataliei Negru. Și în loc să refuză, aceasta o acceptă. Devin chiar amanți în scurt timp. Ca un detaliu, acolo unde este astăzi restaurantul Berlin, era blocul Imperiala, și acolo era într-o cămăruță sediul Societății Scriitorilor, al cărui Dimitri Anghel îi era secretar. Acolo se întâlneau cei doi porumbei. Acum nu făceau cei ca porumbei că în fiecare seară să sară unul pe fereastră. Aveau alte treburi de făcut. La un moment dat s-a întâmplat un lucru în timpul acestei idile, a luat foc blocul respectiv, sediul și actele și arhivele Societății Scriitorilor s-au pierdut, dar cei doi porumbei au scăpat cu viața, au apucat să fugă la timp. A fost un mare incendiu al Bucureștilor. Ziarele le-am citit, erau pline cu reportaje, cu imagini, mai puțin fotografii cât desene, pentru că tehnica tipografică era totuși destul de primitivă. Iată elementul acesta de palpitație, de thrill pe care l-a avut idila lor. Vă dați seama, doi oameni într-un pat goi și să ia foc blocul în care se întâmplă povestea. Iosif află destul de repede despre idilă, se vorbește, Bucureștiul este un oraș al indiscreților, bârfele, zvonurile, au fost văzuți împreună pentru că nu se fereau, erau îndrăgostiți, nu? Și îi spune Natalie dacă este adevărat ce aude și ea recunoaște, da, este adevărat. Dar în fața acestei scene și în fața faptului că el îi cere să întrerupe această legătură și să-și rea căsnicia, bărbat slab, da? În loc să-i trătească ușa, Natalia Negru preferă să plece la Paris. Știți, era puțin melancolică, puțin supărată pe lume. Vai ce lume era, nu? Și ea pleacă la Paris să-și întărească moralul și să ia și o decizie, pentru că era pusă în fața unei alegeri să aleagă, nu? Cum ar veni? Între Dimitrie Anghel, amantul plin de pasiune, și soțul banal care era Șteo Iosif. Soții ăștia sunt o povară uneori cam mare. Vrea să se lămurească pentru sentimentele ei, spune ea într-o scrisoare către Șteo Iosif de la Paris, îi scrie de la Paris. Firește sunt atenți și să prevină scandalul public, așa că ea preferă să se împace cu Iosif ca să nu iasă un scandal mare, să temeau de presă, de presa literară, de bârfe. Pentru că lumea, din cauza chiar al propriilor indiscreții, aflase ce se întâmplă. Situația între cei doi, Anghel și Iosif, este imposibilă. Încercările ei și ale lui Iosif de a reface căsătoria au eșuat și s-a ajuns la divorț. În 1911 acest lucru se întâmplă. În același an, Anghel și Natalia Negru se căsătoresc. Deci Natalia Negru trece de la Șteo Iosif la prietenul lui Dimitri Anghel. O poveste de vodevil, așa, de teatru bulevardier, nu? Traiul lor după acest pas este un infern, însă, din cauza oprobiului pe care îl suferă. Societatea bucureșteană le întoarce spatele. Nu mai pot să meargă în nicio casă din lumea bună. Iosif era un poet iubit și este deplâns ca o victimă a turpitudinilor celor doi, a necinstei ei și a lipsei de loialitate a lui Anghel. În plus, se află că este bolnav. Șteo Iosif, să vă spun, suferea de sifilis, probabil boală contractată la Paris în studenție. Va muri în scurt timp la spitalul Colțea. Se ducea aici să facă injecții, tratamentul cu mercur împotriva sifilisului. Numai că acest tratament are o contraindicație, să nu bei alcool, ceea ce Șteo Iosif nu respectă. Și în august 1913 moare. Trebuie să mai spun că moare momentul în care
Armata română ducea lipsită de glorie la sud de Dunăre în primul război balcanic, cântând un imn pe versuri de Șteo Iosi. Și s-a făcut caz mult de acest sunet al batalioanelor românești cântând Șteo Iosif, care era agonizând în spital. Asta i-a deservit foarte mult pe Dimitrie Anghel și Natalia Negru, care s-au făcut și mai antipatici. Acum însă au rămas singuri să se bucure de fericirea lor și începe actul 2. Căsătoria cu Dimitrie Anghel pentru Natalia Negru nu este ce și-a imaginat ea. Este din nou dezamăgită, se pare că ăsta era talentul ei, să fie dezamăgită de bărbați. Anghel este un bărbat egoist, gelos și agresiv. Și ea este dificilă, geloasă de pildă, cum s-a plâns Anghel lui Eugen Lovinescu. Și situația lor în societate s-a complicat și nu i-a ajutat deloc să aibă liniște. Erau considerați niște paria. De Sfântul Dumitru, 1914, cei doi au plecat la Tecuci, locul ei natal și unde avea o moșioară, locul ei de naștere, cum am spus, ca să-l sărbătorească. Sfântul Dumitru, Dimitrie Anghel. Deci trebuia să bea câteva sticle de vin, să invite niște prieteni, să puncteze acest moment. Numai că aici se ceartă din tren, îl acuză pe Anghel că era prea atent la niște actrițe care erau în turneu, și ea l-amenință cu divorțul. Îi spune că îndată ce se întorc la București, se duce la avocat. Dumnezeule, asta e una din frazele cele mai asasine pe care o femeie poate să rostească față de bărbatul ei. Și se camuzează, trebuie să recunoaștem. E un șantaj utilizat. Nici bărbații nu-s mai breși, hai să fim onești, nu? Când dau amantă, trântesc ușa și pleacă. Ei bine, lucrurile ies însă din normalitate, pentru că Anghel scoate un pistol și trage. Unii spun, chiar și Anghel a susținut la un moment dat, că pistolul s-ar fi descărcat involuntar. Glonțul a ricoșat și a lovit-o. Ea a căzut pe podea plină de sânge. Suntem într-o piesă foarte palpitantă. Văzând nenorocirea, impresionat de efectul pe care l-a produs, Dimitrie Anghel și-a pus pistolul la inimă și a tras încă o dată. Rana suferită de Natalia Negru a fost însă superficială și ea și-a revenit. Vă amintiți scena finală din Romeo și Julieta? Când mor și nu mor? Dimitrie Anghel a murit câteva zile mai târziu la Iași, în spital, în luna noiembrie. Era a doua oară când murea, din cauza ei, un poet arhicunoscut. Și acest lucru i s-a reproșat și la mormântarea lui Dimitrie Anghel, și în presă, și în cercurile bucureștene. Ea a devenit din momentul ăla o persoană extrem de dezagreabilă, nu mai a avut acces în nicio casă din lumea bună, n-a putut să mai alege o prietenie, o relație, toată lumea o ocolea. Să nu fi fost în pielea ei în acea vreme. Faima ei de femeie fatală n-a părăsit-o toată viața. A murit târziu, în 1962, urmărită de umbrele celor doi iubiți, soți, amanți, cum vreți să spuneți. A scris și o carte despre drama ei, Helianta, se numește, n-am înțeles de ce acest titlu, care este un amestec de ficțiune și amintiri, în care a încercat să se justifice și să povestească ce s-a întâmplat. Trebuie să vă spun, cartea este foarte proastă, o am în bibliotecă, am găsit-o, este o raritate, complet lipsită de talent și nu se poate citi. Da? Am făcut acest efort pentru că vreau să aflu cât mai multe detalii. Nu și eu sunt un om curios, ca orice bucureștean. Niciodată contemporanii ei n-au iertat-o pentru Șteo Iosif și Dimitrie Anghel. Aceasta a fost povestea noastră de astăzi. Numai bine!